dragi români, avem în seara aceasta din nou privilegiul de a-l avea ca invitat pe domnul Călin Georgescu. Bună seara, domnule Georgescu! Bună seara! Mulțumesc! În urmă cu o lună, noi am mai realizat o emisiune, dar au rămas foarte multe subiecte esențiale pe care nu am reușit să le acoperim în emisiunea respectivă. De aceea v-am rugat să continuăm și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc eu! Ne-am gândit pentru această seară să vorbim despre contradicția dintre marea resetare pe care urmăresc acești tehnoglobaliști să o instaureze prin Forumul Economiei Mondial, prin Agenda 2030 de la ONU, dar dumneavoastră, domnule Călin Georgescu, având în vedere că ați lucrat cu acești oameni, ați fost la vârful organizațiilor globale, mai întâi la ONU, pe urmă și în alte structuri, ați scris o carte și vă mulțumesc că mi-ați oferit-o în emisiunea, după emisiunea de data trecută, Marea Renaștere, care se opune acestor concepte globaliste. Însă v-aș propune o primă întrebare pentru acest interviu, având în vedere că, iată, asistăm la foarte multe conflicte pe plan internațional. Cel din Ucraina, de pe teritoriul Ucrainei, că practic e un conflict prin intermediari. Din Orientul Mijlociu este o situație în fierbere, Marea Roșie, cu Palestina, Israel și mai sunt și alte, în zona Chinei, cu Taiwanul. Deci lumea este într-o fierbere continuă. De ce se petrec toate lucrurile astea? Care e cauza? Pentru că umanitatea a dovedit că este capabilă de mai mult. Cele 7 minuni ale lumii, sunt atâtea realizări. De ce suntem în acest punct? A luat-o umanitate pe un drum greșit? Sistemul oligarhic tehnoglobalist urmărește două lucruri. Și nu de acum, ci de sute de ani. Acum s-a ajuns la apogeu. Primul este legat de distrugerea statelor naționale. Acesta este obiectivul lor. Și al doilea este distrugerea creștinismului. Ambele, cum am spus, obiectivele acestea sunt urmărite pentru a fi anihilate de cei care și-au dorit cu toată puterea lor controlul populației. Acum, ce aș avea de subliniat este că familia, ca și familia și națiunea, sunt creația lui Dumnezeu pentru a nu fi niciodată singure. Și de aceea vă spun că pe fondul civilizației și celor făcute până acum de omenire nu sunt nici măcar cele 7 minuni ale lumii, ci este o singură minune. Iubirea. Și de ea nu se ține cont. Și de ea este uitată, pentru că iubirea, de fapt, reprezintă morala supremă, care dinamizează simțirea și minimizează gândirea. Știți, gândirea este utilă, sigur că da, în toate sentimentele și simțirile pe care le avem, însă atunci când ea dorește să fie stăpână, cum ar fi slujnica în casă devine stăpână, atunci asigur că lucrurile iau razna. Viața se bazează în mod în special pe simțire, pe sentimente, pe intuiție și mintea, de aici vin și problemele, în minte se nasc războaiele și tot acolo el trebuie să rămână. Dar nu se întâmplă așa. Deci în această zonă ne aflăm cu aceste două obiective care se doresc a fi anihilate și se vede cu ochiul liber că statele naționale sunt din ce în ce mai sărace sau aproape inexistente, că statul a dispărut și creștinismul în esența lui se dorește a fi anihilat. Și asta se vede iarăși cu ochiul liber.
Deci aici suntem cu această situație. Explicarea cauzalității. Da. Dar care, în esența ei, putem spune clar, evident că este un război și o luptă, indiferent ce ar crede unii și alții, este o luptă reală Arhanghelului Mihail cu Satana, pe care o trăim astăzi. Vrem sau nu vrem, acesta este aspectul, este real. Da, mi-aș permite o remarcă, dat fiind perioada pandemiei, pe care mulți o denumesc plandemie, se poate constata, cred eu, că cei care doresc să controleze umanitatea doresc, în primul rând, să rupă ființa umană de sursă, de Dumnezeu, iar această legătură este sufletul. Și ca să întrerupă legătura, doresc să altereze însuși fondul biologic sau fiziologic. Umblă cu tot felul de modificări la nivelul structurii ADN-ului, cu transumanismul. Deci toate astea sunt un atac la însăși natura ființei umane. Da, indiscutabil. Acesta este obiectivul principal. De asta și creștinismul. Însă, vedeți, toată această situație are la bază controlul minții. Aici s-a investit foarte mult. Și ca corolar, ca acțiune în care ai pus coronița acestei manipulări fine, că de fapt despre asta este vorba, este controlul total al oamenilor. Unde duce acest lucru? Controlezi mintea și controlul uman, controlezi statele și le subjugi. Care crede că sclavul perfect, cum spunea Goethe, este cel care crede că este liber. Și aici au adus întreaga omenire. Tema principală este să înțelegi cine ești. Și din cauza aceasta se poate face acest control, pentru că oamenii se referă prea mult la exterior, nerealizând că esența lor este în interior. În interior. Acolo este esența umană, acolo este divinul, oamenii caută tot timpul răspunsuri în exterior. Și de aceea sunt ușor de manipulați. Este o lume întreagă, îngenunchiată, prin stomac, prin știri, emoții media, frică. Și frica, în mod special, apropo ce v-am spus de iubire, care este morala supremă, frica este, de fapt, o iubire degradată. Și aici se ajunge. Și din cauza asta este supusă omenire întreagă prin frică. Frica de orice. Că este vorba de salariu, că este vorba de locul de muncă. Și vedem asta cu ochii liberi. Că este vorba de iubire, că este vorba că pierzi iubirea. Toate formele de frică, și în special cele legate de războaie și de conflict. Evident că nu va fi așa, nu vor ajunge, dar și pentru noi trebuie să înțelegem că este un moment foarte important de curățenie totală a elementelor negative și a celor care, sigur, au dus la această situație. Da, în continuare a ceea ce spuneați, cred că e bine să constatăm că instrumentul principal al globaliștilor este acela de a scădea nivelul de conștiință, pentru că atunci nu mai avem acces la structurile superioare, cum ar fi sufletul, iar instrumentul nostru de a depăși aceste condiționări este tocmai ridicarea nivelului de conștiință prin atitudine, prin iubire, cum spuneți și noastră. Vedeți, asta este tema esențială. Știți, oamenii se împart în două categorii. Cei care caută esența vieții, adică sunt cei conștienți, cei care îl caută pe Iisus Hristos,
și cei care caută aparențele, unde se face cea mai mare propagandă, propaganda și publicitatea se face pe aparențe, și aceștia sunt cei inconștienți. Și oamenii nu luptă să devină conștienți. Aceasta este, de fapt, principala temă. Luptă de a deveni conștient. Și nu o fac. În momentul în care ai luptat să devii conștient, înțelegi ce înseamnă binele comun. Așa este. Domnule Călin Georgescu, având în vedere formația dumneavoastră în instituțiile globale, ați fost expert în dezvoltare durabilă, ați lucrat 18 ani la ONU, director executiv al Institutului de Dezvoltare Globală, tot în cadrul ONU, președinte al Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma. Este un paradox pentru mulți telespectatori, pentru mulți români, că dumneavoastră, fiind un reprezentant, să zic așa, al structurilor globale, ați ajuns acum să contraziceți agendele lor și aș da ca exemplu agenda 2030, care, după cum știm, are 17 obiective, care la prima vedere par foarte generoase. Dau câteva exemple. Fără sărăcie, foame zero, educație, egalitate de gen, climă, acțiune climatică. Deci sunt 17, nu mai intru în detalii. Ce părere aveți despre, vorbind din interior, despre aceste obiective ale agendei globaliste? Ele sunt într-adevăr orientate spre binele umanității? Vedeți, manipularea este o operă foarte fină. Este o operă de bijutier. Înțeles. Ați văzut când lucrează un bijutier la un ceas? Ce unelte folosește, fine de tot, extrem de fine. Nici nu-ți dai seama cum poate să le miște în interior. Ce precize, ce răbdare. Exact. Deci, ei cunosc cum funcționează corpul uman. Necazul este că oamenii nu cunosc acest lucru. Dar vreau să subliniez. Oamenii, astăzi, nu mai pot fi păcăliți așa ușor. Ei cred în continuare că așa se face, dar nu este așa. Au venit cu pandemia, au venit cu toate celelalte, pandemia COVID, însă sunt mult mai mulți oameni care, apropo și de cele 17 obiective, da, care sunt inutile. Deci este doar o manipulare. Sunt doar de poză. Sunt de fațadă, cum spuneam. Sunt mult mai mulți oameni care mor de sărăcie decât cei care au murit de COVID. Sunt mult mai mulți oameni care renunță la a mânca sau anumite lucruri necesare în casă decât să pună puțină benzină în mașină. Deci sunt lucruri foarte bizare în acest punct de vedere, însă cele 17 obiective nu au nicio legătură cu realitatea, pentru că nu s-a... O iau pe primul. Este chiar primul în ierarhie. Enumerarea, sigur, da, a lor și ierarhia fără sărăcie așezată, fără... Nu, sărăcie zero. Sărăcie zero, da. Nu există așa ceva. Sunt din ce în ce mai mulți oameni săraci, din ce în ce mai mulți oameni necăjiți. Chiar și în Statele Unite. Am auzit că sunt sub pragul sărăciei 50%. America este o țară cu oameni, cu foarte mulți oameni săraci. Nu este ceea ce, nu este doar aspectul hollywoodian, în niciun caz. Da, da, da. Însă sunt foarte mulți oameni săraci. De unde vine sărăcia? De la un sistem economic prost gândit. Alimentar. Sistemul neoliberal care este astăzi în lume a dus la această sărăcie, la probleme de sănătate și putem continua, dar în special cele două, problema de sărăcie și problema de sănătate. Vestul practic a demonstrat că deține o democrație de stil mafiot. Și dacă e să trag o linie la situația existentă astăzi, eu spun decisiv și clar. Estul a câștigat, vestul a pierdut. 100%. Când numai că nu vor să o recunoască. Asia?
Evident, când spun estul, asta înseamnă. Deci pentru ei este o chestiune de probabilitate matematică colapsul societății occidentale. Occidentul, în esență, nu și-a dorit decât puterea, luați în calcul toate coloniile pe care multe țări din Europa nu, le da. Controlează ce puțin în Africa și nu numai, da. Evident. Marea Britanie, Spania, Portugalia. Și este, apropo, și de lupta împotriva creștinătății, luați cel puțin așa zisul incendiu, care a fost provocat categoric la Catedrala Notre-Dame. De aici se vede duplicitatea. Pentru că nu este catedrala în sine, ci este simbolul spiritualității, spiritul firului creștin care a fost dus în timp. Ați înțeles? Așa este. Cred că merită să ne raportăm puțin la interviul, eveniment, aș zice eu, pe care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a oferit recent, în data de 9 februarie, celui mai cunoscut jurnalist din lume, Tucker Carlson, jurnalist american. Cam ce concluzii esențiale ați desprinde dumneavoastră în acest interviu? Este una fundamentală, faptul că președintele Rusiei este total deschis la pace și este o șansă dată întregii umanități să-și oprească propria sinucidere. Pentru că dacă se merge în ritmul ăsta, eu v-am spus așa, sunt cele două obiective. Distrugerea statului național și distrugerea creștinismului. Obiectivul celor care continuă într-un mod, pot să spun, total psihopat această acțiune războinică, este unul singur. Rusia este o țară bogată și se dorește să fie furate bogățiile ei. Deluată. Sigur că da. Asta este tot. Exact. PIB-ul mondial este de 80 de trilioane de dolari. Rusia are în subsol bogății de 80 de trilioane, ca să vă faceți o idee. Și declarație făcută chiar de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Deci obiectivul este cum preluăm aceste bogății. Asta este, de fapt, obiectivul în spatele cortinei. Restul sunt detalii. Da. Modul în care se acționează, vreau să ne înțelegem, de ce nu utilizăm metodele diplomatice și utilizăm armele? Aceasta este întrebarea. Faptul că nu se utilizează diplomația dovedește din plin că nu se dorește. Exact. Și nu există. Mai de curând, acum câteva zile, America și-a exprimat prin drept de veto, după cum se cunoaște la Consiliul de Securitate, să fie anulată decizia ca să se oprească războiul din fâșia Gaza. Deci modul în care nu se înțelege că pacea este singura care poate să înflorească această umanitate este de neimaginat din partea unor indivizi care este limpede pentru toată lumea că nu mai au de-a face cu nimic din ceea ce înseamnă eleganța, civilizația. Da. Apropo de asta... Și sigur umanitatea în sine. Aș vrea să remarc că încă din anii 1990... doctrinele politice ale Statelor Unite s-au bazat pe anumite calcule strategice. Aș da ca exemplu doctrina Wolfowitz, preluată de administrația Bush, și acolo spunea că nu vom permite, primul nostru obiectiv strategic este să nu permitem ridicarea niciunei alte puteri care să concureze cu noi. Și de aceea se explică faptul că au dorit îngenuncherea Rusiei, blocarea ascensiunii economice a Chinei, pentru că, iată, apare ordinea multipolară. Până acum, după destrămarea Uniunii Sovietice, a fost o ordine unipolară, dar deja se vorbește că am intrat în multipolaritate. Ei vor înlocuirea lui Dumnezeu.
Așa ceva nu se poate. Dumnezeu nu poate să fie înlocuit și nu poate să fie învins de către cei care doresc acest lucru. Nu se poate acest lucru. De aici vine această frenezie și nebunie totală a unei lumi care nu-și mai găsește starea datorită faptului că mai mult ca orice oamenii și-au dorit puterea. Însă este loc pentru toată lumea și nu poate să fie o lume unipolară. Este doar o lume a lui Dumnezeu. Atât. Dumnezeu este împăratul acestei lumi, nu omul. Deci, categoric că lumea astăzi se îndreaptă categoric către o multipolaritate, dincolo de țările cunoscute, eu vreau să precizez că, cel puțin din punct de vedere însă demografic, apropo de faptul că se vorbește foarte mult de China astăzi, China ușor, ușor pierde supremația demografiei. Pe primul loc va fi India, este foarte posibil ca pe locul 2 să fie Nigeria, pe locul 3 să fie China, iar în primele 10 țări la nivel mondial nu este nicio țară europeană. Rusia este pe locul 9, apropo. Totul se va muta pe Asia și pe Africa în următoarea perioadă. Acolo va fi centrul, creuzetul economic. Europa, din punct de vedere al politicii neoliberale, a căzut și cade în fiecare zi, va pierde constant și, pe de altă parte, tot acest, de aici se vede, tot acest, această acțiune potrivnică și acțiune violentă care se produce în lume, este și pentru faptul că nu s-a dorit ca Rusia să aibă o relație de parteneriat cu Germania. Dacă e să luăm în calcul Nord Stream 1 și 2, sunt exemple care nu mai necesită nicio explicație. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, relația pe care astăzi Rusia o are cu China și care este absolut esențială, dovedește din plin că nu se dorește multipolaritatea, însă este inevitabilă. De fapt, ea există deja. Absolut. Numai că nu este recunoscută datorită propagandei care este încă în mâna puterii globaliste. Apropo de relația Rusiei cu Germania, asta concordă foarte bine cu principiile de bază ale geopoliticii. Știm că Halford Mackinder, de exemplu, a elaborat aceste principii și vorbea de Heartland, de Rimland. Uh-huh. Deci sunt toate aceste lucruri care se explică foarte precis prin geopolitică. Acum, ce vreau să vă întreb? Credeți că globalizarea și mai ales globalismul, ideologia globalistă, a fost pur și simplu o eroare sau a reprezentat un plan deliberat de a obține așa numita nouă ordine mondială și chiar un guvern mondial prin intermediul unor societăți secrete? Se vorbește de organizația Bilderberg, Comisia Trilaterală, chiar Forumul Economic Mondial și Uniunea Europeană au structuri secrete. Categoric este nu este o eroare. Este un sistem gândit greșit din start, deliberat. Deliberat. Pentru putere. Capul șarpelui este sistemul financiar bancar. Acolo stă. Instituțiile pe care le-ați numit și pe care le-am cunoscut pe toate sunt de paradă. În spate nici nu știi cine stă la butoane și dirigează toată această operațiune. Însă toate au un rol. Pentru că frica, cum am spus mai devreme, este un element important prin care populația lumii poate să fie condusă. Drept dovadă și astăzi. Tu nu ai cum, atâta timp cât știi cine ești, să poți să accepți o ideologie venită din exterior, dincolo de ceea ce neamul tău, națiunea ta, cetățenii tăi au nevoie, istoria ta, cultura ta, tradițiile tale.
Nu poți să le ștergi cu buretele. Și le ștergi atunci când se intervine în a șterge și a controla istoria poporului. Atunci oamenii își pierd rădăcinile. Dispar. Da. Vă rog să vedeți inclusiv la noi în țară. La manualele alternative, care oricum sunt o rușine, pentru că istoria nu are cum să fie alternativă, întrucât mama nu este alternativă. Este imposibil. Manualele alternative sunt o jignire totală a istoriei neamului românesc. Dar manualul ca atare se numește istorie. Fundamental greșit. Nu este istoria românilor. Este istorie. Și atunci în istorie apar toate inepțiile legate de fel de fel de vedete de televiziune sau aventurieri politici după 1990 care n-au nicio legătură cu istoria acestei țări. Așa este. Aș vrea să vă întreb un lucru care poate să pară șocant pentru oamenii neavizați. Vorbeați mai devreme de capul șarpelui ca fiind sistemul financiar bancar. În legătură cu asta, puțină lume este cu adevărat avizată despre faptul că Banca Federală a Statelor Unite nu este de fapt o bancă națională, ci este un cartel privat care împrumută Absolut. Statele Unite și care tipărește bani cu nemiluita, fără să aibă un fundament de active reale. Deci pur și simplu niște hârtii, ei le tipărește și după aia cumpără orice fizic. Cum e posibil o asemenea excrocherie? În primul rând m-ați întrebat puțin mai devreme, când ați fost în aceste instituții, eu nu le-am reprezentat, am lucrat. Da. Și vă pot și cum de acum sunt împotriva. Eu spun da. Eu am crezut la vremea respectivă, ca să vă dau răspunsul cu legat de capul șarpelui sistemul financiar bancar, că Organizația Națiunilor Unite este de departe șansa acestei lumi. Și toate erau dogme și prejudecăți. De la stratul de ozon care este distrus, care credeam mai parcă văd și acum cu tot ce făceam era pentru oprirea distrugerii stratului de ozon, care nu există așa ceva, până la schimbările climatice, care sunt doar o manipulare imensă. Absolut. La adresa oamenilor. Nu există schimbări climatice decât în sensul natural, biologic al planetei Pământ și al ciclului Universului. Ele nu pot fi influențate în mod major de activitatea umană. Da. Sub nicio formă. Singurul lucru pe care omul poate să-l facă, da, microclimatul, și anume poluarea excesivă, distruge, nu îi distruge doar lui însuși viața, dar distruge, sigur, buna funcționare a ecosistemului terestru. Dar ca prin poluare dată de om să se ajungă să vorbești de schimbări climatice este o parodie. Nu este demonstrat științific în ultimii 300 de ani acest lucru. Nu a fost dat niciun premiu Nobel pentru așa ceva, pentru că nu este posibil. Da. Schimbările climatice sunt o parodie pentru a forța profitul celor care vin, în special ecologiștii, și formele acestea pe, așa zise, nepoluante, pe baterii, păi o baterie pentru la o mașină electrică, este mult mai poluantă prin modul ei de a fi realizată decât mașina însăși. Sau decât motoarele convenționale. Mașina însăși convențională, pe motor convențional. Da. Deci sistemul financiar bancar, aici este cheia jocului. Datoria publică la nivel mondial este 2,5 quadrilioane de dolari. La un PIB de 80 de trilioane. Deci, orice s-ar face, acest colaps este inevitabil. Pentru că inclusiv activele care au fost cumpărate pe bani tipăriți, da, toate băncile nu au decât o singură formulă medicală, ca să zic, și anume să tipărească bani, acest lucru se va prăbuși, pentru că nimeni nu poate să plătească această datorie. Nimeni. De aceea, statele
care mai raționează și care își iubesc poporul și sunt state naționale, sunt cele care pot rezolva situația în țara lor, prin moneda lor, dacă o mai au, evident, și prin controlul resurselor pe care le dețin. Da. Altfel, este imposibil de rezolvat această situație. De altfel, se știe că băncile centrale sunt toate controlate de, la nivel internațional. Despre asta este vorba, sigur. Iar acum se urmărește trecerea la moneda digitală, care să condiționeze oamenii dacă nu au acumulat punctele necesare. Să ne înțelegem un lucru. Trecerea la moneda digitală înseamnă sclavie pe pașaport. Exact. Da. Total. Bun. V-am urmărit și în alte emisiuni și mi-a plăcut că ați remarcat faptul că în prezent națiunile europene și nu numai sunt în pericol să-și piardă identitatea națională. De aceea sunt și foarte ușor de manipulat. Cred că e foarte important să trezim pentru poporul român conștiința națională, rădăcinile noastre care sunt multimilenare. Se spune că strămoșii noștri au construit vatra civilizației care ulterior s-a răspândit în spațiul indo-european. Sunteți absolut, de acord cu această suntem observație? Suntem aici de la facerea lumii, dacă e să spun așa. Adică au roit de aici. Și orice țară, cel puțin europeană, care va dori să-și cunoască limba și originele, se va lovi de limba română. Pentru că noi suntem, așa cum am exprimat într-un, și nu numai că am exprimat asta, dar asta e realitatea, într-un discurs de curând, suntem, așa suntem cunoscuți, vlahii din Valahala, suntem fiii lui Dumnezeu, cum spun vedele limbii sfinte. Deci noi ne tragem din sfera amirilor biblici. Aceasta este identitatea noastră. Suntem aici de mii de ani, de peste 6.000 de ani, de la facerea lumii, dacă eu s-o iau așa. Da. Deci nu sunt lucruri care pot fi neglijate, pentru că asta demonstrează capacitatea imensă a acestui popor, nu numai din punct de vedere al rădăcinilor adânci istorice, ci capacitatea lui în a se reface. De aceea nu există și nu pot spune niciodată că este prea târziu sau nu se mai poate face nimic. Corect. Există de altfel savanți de renume internațional care au spus că proto-româna, deci limba anterioară a strămoșilor noștri, a reprezentat rădăcina limbii latine și nu invers. Deci, indiscutabil. Nu româna a apărut din latină, ci latina din limba latină din limba română. Bineînțeles. Da. Da. Mircea Ledui, ca să dau doar un exemplu, consilier al mai multor papi, președinte al mai multor universități catolice, a descoperit la Vatican texte care atestă acest lucru. Ar fi mult de discutat. Acum, vă propun să vorbim despre România, despre situația țării noastre. Dumneavoastră ați propus un proiect în urmă cu 15 ani, cred, da. Hrană, apă, energie. Ați vorbit și de o modalitate economică foarte eficientă, distributismul. Cum se poate aplica? Ați vorbit și de comunități autosustenabile? Eu pot să spun următorul lucru. Noi, ca țară, trebuie să urmărim, indiscutabil, mai ales în perioada aceasta, să fim o țară, o putere suverană și autosuficientă. Altfel, dispărem. Și, de asemenea, noi nu putem să fim dependenți de nimeni, pentru că altfel se termină cu existența noastră. Deci avem în fața noastră sarcini istorice de rezolvat. Noi, cu tot poporul român, trebuie să înțelegem că trebuie să luptăm pentru libertate, pentru suveranitate și pentru securitatea acestei țări. Securitatea nu se face decât prin cooperare, nu prin conflict, cum se dorește astăzi să se impună. Și nu numai de ceva ani de zile buni. Securitatea nu se poate face, sumiez încă o dată, prin conflict, ci numai prin cooperare. Noi trebuie să ne apărăm tradițiile, istoria noastră milenară, trebuie să ne apărăm cultura, valorile strămoșești. Deci toate acestea formează o bogăție inestimabilă
fără de care niciun tânăr nu poate să își iubească țara, să rezoneze cu ea. Eu mi-amintesc că, apropo de istorie, că m-ați întrebat, da, da. Știți, când citeam istoria României, eram în școală, și citeam despre Ștefan cel Mare, la Podul Înalt, sau, știți, eram acolo, eram pe cal, eram lângă el, sau eram în locul lui, mă identificam cu eroii neamului. Ne duceau cu clasa la școală. Sigur că da. Vedeți acum ce înseamnă istoria, cum am spus, este o rușine. Absolut. Și este o rușine, în primul, pentru cei care au putut să scrie asemenea inepții. Deci cum mai poate să se identifice un tânăr cu istoria țării lui, cu istoria neamului, când acolo sunt niște parodii, aparte de faptul că este o oră pe săptămână. Istoria României trebuie să fie înaintea studiului matematicii. Asta categoric. Într-o țară și într-un stat național, cum ar trebui să fim, istoria trebuie să fie studiată zilnic. Mihai Eminescu a trebuit să fie studiat pe nivel de înțelegere, începând de la grădiniță până în ultima zi de facultate în orice universitate, indiferent de profilul ei. Dacă într-adevăr vrem să fim un stat care se respectă, nu poți să fii altfel, pentru că dacă tu nu te respecti pe tine și nu respecti pe cel care a gândit ideologia națională acestei țări, și anume Mihai Eminescu, este imposibil să mergi mai departe. Imposibil, n-ai cum să faci față. Educația ar trebui să formeze conștiințe, nu doar să ofere niște informații a noastră. Știți cum e? Educația, fiind înțeleasă și punând egal între ea și școală, este o greșeală fundamentală. Școala nu înseamnă educație și nici educația nu înseamnă școală. Educația este ceva sublim care lipsește cu desăvârșire astăzi în România. Pentru că școala nu știe ce face. V-am spus, școala este doar un loc de parcare. Nu este altceva. Ori ea nu se înțelege spiritul pe care strămoșii noștri l-au dat, înțelegerea educației, ca ea să fie, cum spuneau romanii, ludică, adică să învețe copilul din joacă. Din joc. De aceea Lucian Blaga, evident ca mulți alții, Coșbuc sau Goga, care nu mai sunt studiați astăzi în școală, spunea că aș vrea să joc cum niciodată n-am jucat, ca să nu simtă Dumnezeu că sunt rob încătușat. Aici este ideea, adică tu nu poți să pui 30 de copii într-o clasă sau 40 de copii cât sunt, să înveți același lucru și să le atragi atenția, fii atent. Iar celălalt, unul dintre ei, se uită pe fereastră la o pasăre. Păi ăla este mai atent, mai atent decât... Nu, el este mai atent, da, decât cer tu să fii atent. În sensul ăsta spun, da. Nu de telefon. Pentru că tu nu-l lași să își desfășoare genialitatea lui. Aici se lucrează doar la nivel de să-i antrenăm pe cei olimpii sau pe genii, cum spun ei. Uh-huh. Păi geniu este fiecare copil, domne, îl jignești pe celălalt spunând că îi antrenezi pe genii. Înțelegeți ce vă spun? Așa este. Numai că nu se înțelege nimic, întrucât oamenii nu mai au ceea ce am spus la un moment dat cu maestrul meu Mircea Malisa și am scris și o carte cu el, reprofesionalizarea României. Nu mai există oameni profesioniști, oameni bine pregătiți. Știți, gradul de civilizație a unei țări se măsoară prin gradul de profesionalism. Tu nu poți să faci altcumva, nu mai există în această țară decât politicieni care au la bază o singură meserie. Combinatori. Asta este meseria, în ghilimele spus, evident, ca titlu de meserie în România. Da. Combinator. Bun, deci revenind la proiectul nostru de țară, hrană, apă, energie. Proiectul de țară, hrană, apă, energie, exact. Marea Renaștere este adevărata naștere. De ce? Pentru că exact vedem ceea ce s-a întâmplat. S-a mers pe mare și a fost distrusă nu doar în România. Peste tot în lume a fost distrusă economia.
problemele de sănătate, problemele sociale vin din un sistem economic care este falimentar. Deci până nu atacăm baza economică, nu vom putea face nimic. De aceea eu am spus și în această carte, trebuie să ne întoarcem la mic, la ordinea și normalitatea din, în limitele naturii, a marii economii divine. Trebuie să gândim un sistem economic bazat pe creștinism, aplicat. Este o economie a bunului simț. Până când nu vom înțelege acest lucru, că totul are o limită și nu poți să te desfășori imens doar de dragul de a o face. Iar hrana, cuvântul hrană am spus, n-am spus mâncare. Hrana adică ca simbol și ca punct de plecare, ca linie de plecare a devenirii noastre spirituale. Precizez foarte clar, democrația fără spiritualitate nu are sens. Nu se poate face nimic. Cum vorbeam și mai devreme, capitalismul a căzut, s-a prăbușit total și a dat obștescu sfârșit. Și cine nu înțelege că trebuie să schimbe sistemul către, cum am spus în carte, un sistem suveranist distributist. Ce înseamnă asta, distributist? Adică fiecare om, fiecare cetățean trebuie să aibă putere. În două cuvinte. Adică distribuția nu doar referitor la ceea ce am precizat de fiecare dată, răspândirea largă a micii proprietăți productive și practica antreprenorului autohton, ci faptul că prin faptul că statul se implică în binele comunității, ceea ce nu este cazul astăzi, fiecare cetățean devine puternic. Și când fiecare cetățean devine puternic, este ca o cărămidă la o construcție. Da. Fiecare cărămidă bună duce la o construcție solidă. Ori statul astăzi, numai puțin, este un stat parazitar. El nu mai ajută cu nimic. El nu mai ajută la construcția unei societăți demne. Dacă astăzi ești răcit, păi în două, trei zile ești falit. Pentru că nu ai cum să-ți mai cumperi nimic. Deci nu este responsabilitatea statului pentru viața cetățenilor. Din contră, statul este un stat mafiot care este sprijinit prin taxe și impozite și prin biruri puse poporului. Trebuie să fie exact invers. Statul trebuie să se preocupe și trebuie să aibă în prim obiectiv, restul sunt detalii, o societate demnă, o viață demnă, onorabilă pentru cetățenii lui. Altfel, ea este pusă la linia disperării astăzi, în cea mai mare parte a oamenilor din această țară. Până când fiecare din cetățenii români nu sunt puternici în esența lor, capabili să nu aibă sub nicio formă grija zilei de mâine, nu se poate face nimic. Statul numai așa devine un stat responsabil. Altfel este inutil. El este de fapt un lacheu în fața puterilor străine care îi dictează ce să facă. Exact ce se întâmplă astăzi. Cum s-a votat în Parlament sprijinirea acum, de curând, de da, două zile, sprijinirea reconstrucției Ucrainei. Ucrainei. Da. Dom'le, să înțelegem bine pentru toată lumea. Cel mai corupt stat de pe suprafața planetei este Ucraina. N-ai niciun sens să vorbim altceva. Cuținutul românești, exemple, da, care ne aparțin și cu multe alte lucruri, deci tu nu faci altceva decât te umilești. Și dacă tu te umilești, bea să urcă toți în capul tău. Haideți să vă spun un exemplu. Știți de naționala de fotbal a României, nu? Evident. La ce vă referiți? Că participă la campionatul european din Germania. Da. Bun. Noi am ascultat și eu siderat împreună cu copiii mei interviul luat după ce s-a calificat. E foarte important ce vă spun. Dom'le, niciun jucător în frunte cu cine e antrenor acolo nu a spus vom învinge, vom fi primi.
au spus, dom'le, avem șansa să intrăm în optimi. Ce vorbești, dom'le? Dar șansa de a fi pe primul loc nu ai? Păi de aici se vede că este loser din start. Da. El din start a spus, dom'le, eu nu am ce să fac, știți, adică sunt prea mic ca să... Deci este spiritul care nu domnește spiritul victoriei, spiritul de a fi un nume de rezonanță, ești român, deci piesa de rezistență pentru a ne reface din orice situație este curajul de a fi român. Deci nu mai este curajul de a fi român, sunt doar combinatorii, cum vă spuneam mai devreme, și cei care manipulează opinia publică, ba sunt aici prezent, ba sunt în partea cealaltă, stai să vezi că de fapt, uite ce s-a întâmplat în jurul grupării care mă susține și nu s-a mai putut dezvolta, da, numai lucrurile astea ieftine. Dar nimeni nu pune problema ce facem cu această țară. De aceea, proiectul de țară pe care l-am propus, Hrana, Apă, Energie, este definitoriu. De ce? Pentru că nu a avut nimeni nicio țintă. Hrana, Apă, Energie nu este doar de curtoazie. Este un proiect esențial care ne poate pune pe orbita lumii dacă îl înțelegem că în viitor nu se va mai căuta cu asiduitate petrol, ci apă. Că în viitor, dacă nu vom fi hub-ul de desfacerea gazului în regiune, pierim, pentru că nu suntem capabili să ne valorificăm propriile resurse. Și dacă nu înțelegem hrana, cum am spus, ca devenire spirituală, știți cum e? De ce oamenii sunt bolnavi? Dumneavoastră nu vedeți când mănâncă? Toată ziua, toată lumea cumpără și mănâncă. Și depinde și ce mănâncă. Dacă este esență și înțelegi ce înseamnă hrană din punct de vedere divin și cum o mesteci, nu mai vorbesc de ce mănânci, așa e. Te poți hrăni cu un măr. Dacă îl mesteci cum se cade și el este total natural, cu o singură bucată, cu o singură îmbucătură, te poți hrăni. Da, dacii nu se hrăneau, cum spun dogmele de astăzi, tăiau viței și mai știu ce făceau, se hrăneau cu fructele din pădure și cu aerul munților. Era esența spiritualității. De aceea am pierdut esența de a înțelege cine suntem noi. Esența de a înțelege cine suntem noi ca ființe vii și în fapt nu urmărim esența vieții. Adică nu suntem capabili să-L iubim pe Iisus Hristos cu iubirea supremă. Asta este ideea. Ducem de pomană sau oamenii se duc de pomană prin biserici pe unde se mai duc și nu înțeleg nimic ce se întâmplă cu viața lor. Pentru că tu însuți ești responsabil de viața ta. Nu te duci în exterior și cauți milă. Problema este la tine. Da. Ca să fii și să fii convins că Dumnezeu te poate ajuta. Altfel este imposibil. Tot ce spuneți sunt mesaje foarte puternice și logice care răspund practic la ceea ce doream să vă mai întreb, că ce poate face România în condițiile în care a pierdut toate pârghiile strategice, că România ca stat și-a pierdut posesia asupra pământurilor, resurselor, economiei, în sistemul de sănătate, demografic, financiar, practic cam toate. Domnule, România în primul rând este dezarmată moral. Nu doar de aceste resurse. Se poate reface repede și ușor dacă realizează că fiecare dintre noi putem contribui la așa ceva și mai ales avem un obiectiv precis. Ce urmărim? De aceea proiectul de țară este esențial. România, la capacitatea istorică, că am spus-o mai devreme, pe care o are, la voința strămoșească, la faptul că în strămoși se află adevărul și la faptul de a înțelege la rândul nostru, să ne mai lăsăm manipulați și să realizăm că mulți sau unii în mod special se simt jigniți pe această planetă atunci când se rostește adevărul și știm cine suntem și înțelegem lecția economiei care este simplă, este o singură lecție a economiei. Valorifică
îți singur resursele. Atunci România se poate reface repede. Și evident că trebuie să aibă niște oameni de glie în fruntea țării, ca și conducători. Acum sunt doar deținători de putere. Da, dacă îmi dați... Vedeți, este o toleranță foarte mare care s-a permis în această țară. Cred că e util să precizăm pentru telespectatorii noștri o idee pe care ați punctat-o de foarte multe ori în această lucrare, anume că trebuie să redăm puterea clasei de mijloc, micului producător, pentru că am fost acaparați de multinaționale, de corporații... Și clasa mijlocie astăzi, sigur, clasa mijlocie de astăzi, nu știu dacă este 2%, și ar trebui să fie 80%, peste 90%. Ori economia locală, micul producător, meseriașul, școlile de artă și meserii, cum erau înainte, sunt esențiale. Absolut. Fără astea, România nu are cum să se dezvolte. România nu se poate dezvolta prin multinaționale. Da. Dar atenție, putem să cooperăm. Putem să cooperăm cu oricine, dar prima și primul care trebuie servit și unde să existe bunăstarea este cetățeanul român. Da, o întrebare aproape de final, pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii. Care considerați dumneavoastră că este în prezent cel mai mare pericol pentru România? Eu sunt categoric, spun, sunt falși naționaliști, falși suveraniști, pentru că dacă mă uit la, să zicem așa, la unii de partide politice unde sunt zona aceasta marxistă, aia te ferești singur. Dacă îi vezi pe falși naționaliști și pe falsi suveraniști, acolo este foarte greu. De aceea, exact, vedeți, în Tatăl nostru se spune ferește-mă, Doamne, de cel viclean, nu spune de cel rău. Că mă uit la zona USR, mă feresc singur. Ați, dar dacă mă uit la alte partide așa zise suveraniste și care își dau mâna cu și se laudă cu exemplul de manual care este Meloni în Italia, pe Meloni este fariseul perfect. Am văzut. Uitați-vă ce este în Argentina. La fel. Peste 60% din populație este sărăcită astăzi, datorită așa ziselor, da, reglementări făcute de noua conducere. Politicile, da. Da. Credeți că România a făcut un pas constructiv, intrând în structurile acestea euroatlantice, Uniunea Europeană, NATO? Da, să ne înțelegem un lucru. În orice club a intra, nu contează care este, tu trebuie să-ți vezi interesul tău. Dacă nu-ți vezi interesul tău și accepți să fii umil, cum spuneam mai devreme, sau să joci rolul de lacheu, pe fondul în care cei care dețin puterea au avantaje, atunci tu pe o parte ți-ai trădat țara, ceea ce au și făcut toți conducătorii, și pe de altă parte tu n-ai înțeles că acesta nu este un obiectiv, este doar un mijloc de a-ți ajuta propriul popor. Și atunci, în orice situație ai fi, când ești în acest club, îți negociezi ce e mai bine pentru țara ta. Altfel ești slugă. Da. Asta este. Să sperăm că românii vor reuși să facă diferența între sloganurile acestea naționaliste care sunt proferate în ultima perioadă, pentru că noi suntem conștienți că la conducerea României s-a instalat o clasă politică trădătoare, chiar alogenă, care nu a acționat în interesul României. E adevărat, dacă te iei numai după numele lor, nu mai vorbesc după faptelor, și că așa se împart oamenii, după fapte. Deci faptele la acești deținători de putere sunt zero. Este o clasă alogenă care conduce, dar la fel de bine vă spun că sângele martirilor este încă cald. Și strămoșii sunt mai vii ca niciodată. Lucrurile nu vor mai merge așa cum au fost ei obișnuiți. De aceea, cred că este foarte important să înțelegem
că tot ceea ce ni se întâmplă este spre binele nostru suprem și poate chiar cei care astăzi îi criticăm și îi desconsiderăm și-au luat ca misiune în această viață să ne trezească. Cheia jocului este cea pe care am spus-o la începutul emisiunii. Aceasta este singura minune existentă, iubire. Fără ea, nu vom putea face nimic, pentru că nimic nu putem face fără Iisus Hristos. Este imposibil. Foarte frumos mesaj. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste îndemnuri însuflețitoare și care ne trezesc mintea, conștiința și inima. Și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Sperăm să continuăm, să mai facem și alte emisiuni. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă dorim o seară frumoasă în continuare. La revedere!